Ioan Nicolae are din nou probleme cu justiția după ce ieri a fost audiat la DNA în dosarul cărților scrise în spatele gratiilor. Astăzi, omul de afaceri a fost chemat și la DIICOT în dosarul Romgaz. Procurorii antimafia au anunțat după 4 ani de cercetare că vor reface întreaga anchetă, iar anchetatorii vor relua toate audierile martorilor și suspecților în acest dosar în care sunt vizați și foști miniștri ai economiei. Aproape de ora 10, Ioan Nicolae a coborât din jeepul său și a intrat în sediul DIICOT fără să facă declarații. Se va schimba și dumneavoastră încadrarea, așa cum s-a întâmplat cu domnul Videanu. După ce procurorii DIICOT au anunțat că se va reface ancheta în dosarul Romgaz, gaze ieftine, iată că suspecții din acest dosar vin rând pe rând aici la sediul DIICOT. După ce săptămâna trecută a venit Adrian Videanu, astăzi a venit rândul lui Ioan Nicolae. Acesta a aflat noile sale acuzații și anume de constituire de grup organizat, de spălare de bani, dar și de complicitate la delapidare. 4 ani au lucrat procurorii la acest dosar, după care au luat decizia de a reface ancheta pentru că erau anumite nereguli în referat. Foștii miniștri de la Economie, Adrian Videanu și Varujan Vosganian, sunt acuzați că ar fi aprobat în guvern anumite ordine și memorandumuri prin care Romgaz să vândă gaze ieftine către firma controlată de Ioan Nicolae, Interagro. Tot anchetatorii au susținut că Nicolae a cumpărat în acest fel de la stat gaze de 500 de milioane de dolari, dintre care 100 de milioane de dolari reprezintă valoarea deducerilor acordate ilegal. Milionarul a părăsit sediul DIICOT după o oră. O scurtă declarație nu faceți? Nu vreau să dau declarație. S-a schimbat încadrarea? Încadrarea, e vorba de noi acuzații. De ce nu vreți să ne spuneți ceva? Voi dacă suntem o țară liberă și voi puteți să puneți orice întrebare, indiferent cât de agresivă, și eu sunt liber să nu dau declarație. Da? Sigur, bineînțeles. De ce? N-am fost în Israel. N-am fost dat de zile în Israel. Ați dat declarație în fața procurorilor? Nu mi se pare că se reface ancheta. Același lucru s-a întâmplat și cu fostul ministru al economiei, Adrian Videanu, care a fost citat pe 5 octombrie pentru a-i se aduce la cunoștință schimbarea încadrării din dosar. Pe care trebuie să mă lămurești eu. Atunci Videanu contrazicea acuzațiile procurorilor că firma lui Ioan Nicolae ar fi primit gaze mai ieftine. Un singur lucru vă spun. Interagro a plătit cel mai mare preț la gazele pe care le-a luat în aceleași condiții dintre toți consumatorii întreruptiri. Și atunci de ce se vorbește de un prejudiciu așa de mare? Vă doresc toate cele bune. Prejudiciul în dosarul inițial este de 120 de milioane de dolari. Fostul ministru Varujan Vosganian, suspect în acest caz, nu a fost cercetat niciodată. Și asta pentru că Senatul a respins de 2 ori cererea DIICOT de urmărire penală în cazul său. Acum, probabil, procurorii vor face o nouă cerere.